Terenul din jurul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin a intrat în reabilitare. An de zile managerii unității medicale au cam uitat de curtea spitalului, fapt ce a dus la o degradare continuă a părculețului, dar și a spațiilor destinate parcării. Aici se realizează două parcări și un parc în curtea Spitalului Județean. În circa 3 luni de zile până la începutul iernii, această lucrare va fi gata. Există două parcări, una de 1000 de metri pătrați, cealaltă de 2000 de metri pătrați și aproximativ 2500 de metri pătrați de parc. Nu era posibil ca spitalul să nu aibă o parcare amenajată, mașinile sparcate peste tot, aiurea împiedică circulația pompierilor, împiedică circulația tuturor și ne bucurăm că avem un sprijin atât de pe față și consistent din partea Consiliului Județean și a Primăriei. Pentru reducerea costurilor de amenajare în ajutor a fost chemat și primarul Severinului Constantin Gherghe. Niște bănci. Un necesar, numărul de bănci, numărul de pomi, poșuri de gunoi. N-are importanță în administrarea cui este. Facem echipă perfectă cu Consiliul Județean. Trebuie să ajutăm să-i punem pomi, băncuțe, coșuri de gunoi. Pentru că la spital o să vin și cetățeni din Turnul Severin, nu numai din județ. O facem cu plăcere. Va fi o toamnă foarte bogată pentru spital, pe lângă această lucrare la demodernizare. Săptămâna viitoare vom semna contractul pentru schimbarea tuturor geamurilor de la spital. Deci, practic, înlocuim toată tâmplăria cu tâmplăria de termopan. Creștem astfel confortul termic al spitalului. Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin este cea mai mare și mai importantă unitate medicală de pe raza județului Mehedinți. Din anul 2010, clădirea și personalul medical au fost preluate în administrare de către Consiliul Județean Mehedinți.